Ioan 13, de la versetul 1. Înainte de praznicul Paștelui, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea asta, la Tatăl, și fiindcă iubea pe-ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar, s-a încins cu el, apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Au venit de la Simon Petru și Petru a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus a zis: ce fac eu? Tu nu pricepi acum, dar vei pricepi după aceea. Petru i-a zis: niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus a răspuns: dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioare atunci, dar și mâinile și capul. Iisus a zis: cine s-a scaldat, n-are trebuință să spele decât picioarele, ca să fie curat de tot, și voi sunteți curați, dar nu toți. Mă opresc ca să fie mai rău. Haideți să ocupăm lucrurile. Să fie cât se poate de rău. Sunteți curați, dar nu toți. Grele cuvinte la cină. Pe ce drumuri venim și pe ce drumuri plecăm? Pe ce drumuri venim la cină și pe ce drumuri plecăm de la cină? Așteptăm să fie ceva miraculos aici. Am o veste proastă și una bună. Proastă pentru cei care așteaptă doar miracolul fără să facă nimic. Nu se întâmplă nimic pentru dumneavoastră. O veste bună pentru cei care așteptați miracole în seara asta. Minuni. Și le hiprinesc cu mâna. Plecați îmbogățiți din locul ăsta. Cina nu iartă păcatele. Numai Hristos iartă păcatele. La noi, de exemplu, așa știm, de la ortodoxi. De acolo am venit și așa am știut că cina, împărtășania, iartă păcatele. Nu iartă. Luăm cina nu pentru a fi iertați de păcate. Luăm cina pentru că suntem iertați de păcate. Tocmai de ce o iau? Pentru că m-a iertat Domnul păcatul, că dacă aș avea păcat, n-aș putea lua cina. Logic? Logic. Foarte logic. Atunci înseamnă că n-avem dreptul să venim oricum la cină. Și apostolul a venit, știți, certați, supărați, frământați, pe diferite drumuri. Patru în seara asta. Patru drumuri pe care poți veni și poți pleca de la cină. În primul rând, pe drumul pierzării. Poți veni pe drumul pierzării, stai la cină sau nu stai. Sau nu iei. Și pleci tot pe drumul pierzării. Acasă. Iuda. Vreți un exemplu mai reușit? E nume frumos, Iuda. De-aia au pus părinții nume. Cum ne punem noi la pruncii noștri? Emanuel. În speranța că Domnul e cu el. Îi punem Daniel la copil pentru ca să nu uite niciodată că Domnul e judecătorul lui. Pune la pruncii noștri nume biblice pentru că vrem să trăiască ca mari oameni ai Bibliei. Așa s-au gândit și părinții lui să-i pune nume. Iuda. Lăudat să fie Domnul. Asta înseamnă Iuda. Ce frumos nume la copil. Lăudat să fie Domnul. Numai că nu există nicio biserică cu numele Sfântul Iuda. Nimeni nu-și pune numele la prunc acum, dacă tot vrea să mai copiem câte un evreu. Cum îl numești pe prunc? Iuda. Un prenume frumos, Iuda. Nu. O devenit de atunci ca și sărutul. Pentru că Iuda e condamnat veșnic, pentru că a reușit performanța să sărute fără să iubească. Sau se mai întâmplă? Să săruți fără să iubești. Cunosc un popor care face asta. Sărută Biblia și nu trăiesc. Ciudat. N-a fost predestinat să fie vânzător. Să vă iasă din cap asta. Spune în Biblie, Iuda care s-a făcut vânzător. El este suma alegerilor greșite ale vieții lui.
Eu nu eram în seara asta să predic, că nu merita să predic unui Dumnezeu care predestinează pe Iuda. Nu merită să slujești un asemenea Domn. Nu. S-a făcut vânzător. Hristos avea, Dumnezeu din ceruri avea planul B, C, D, până la capăt. Hristos trebuia pus pe cruce, de Paște. Se putea fi și altfel. Dar s-a făcut el vânzător, a vrut el să se facă vânzător. 30 de arginți. Iuda nu vine singur la cină, el vine cu Satana. Satana a intrat în el marța, cina a fost joia. Două zile a stat Satana în el, a auzit că nu vine singur la cină. Bă, nu vine, o aduc și eu pe cineva. Pe cine? Pe diavolul. Și-l aduceți. Și-l aducem. Când n-am reușit să ne rezolvăm problemele afară, când venim nervoși, supărați, neiertarea dată, cu încă cu filmele murdare și cuvintele murdare spuse, l-am adus pe dracu cu noi în biserică. Ne întrebăm apoi, de ce cântarea, de ce predica, de ce toate celelalte lucruri? Păi prezenta ce? L-ai adus pe Satana. Observați un lucru interesant aici. Că zice că prima dată nu l-a adus la cină el. Prima dată l-a dus pe dracu, avându-l în el, l-a dus la mare preot. Satana a intrat în el, în Iuda, marți. Noi lăsăm pe diavolul să intre. Noi nu poate intra accidental în noi. Băi, dar păi, am drac. Nu. Deschizi ușile. Bași pe Satana în interior și prima dată l-a dus la mari preoți. Apoi l-a dus la cină. Prima dată preoții și pastorii au de-a face cu Satana de oameni. Voi nu veniți să ne povestiți victorii. Voi veniți să povestiți înfrângeri. Noi automat, într-o secundă, trebuie să ne gândim că ai de la Ati, când vine ăla. Unde îl bag? Ce are nevoie primată? Amputăm piciorul sau încercăm să reparăm asta, creierul, e lovit la cap, să meargă în altă parte. Înțelegi? De unde provine asta? Într-o minte obosită? De unde are visele astea? Sau coșmaruri? De la Satana? Spune cuvântul Dumnezeu că Iuda a fost peste tot cu Domnul. A pus preț pe el, Hristos. Gândiți-vă, a fost atenționat. El nu e un om care să nu fie atenționat. Hristos mereu și l-a dorit lângă el în cer. Nu s-a putut. I-a predicat Hristos mereu, lângă el. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Ce zice Iuda? Așa-i, Doamne. A crezut că e predicat pentru alții. Hristos i-a dat bucățica, nu de cină. Nu. A fost prima cină. Deci apoi s-a sculat de la masă Hristos, de la prima masă. Și a mers cu a doua masă, când Iuda nu mai era acolo, dar asta e altă treabă. El nici măcar n-a luat cina. Băia bun. Mulți o iau și nu trebuie să o ia. El n-a mai luat-o. Da, a fost atenționat mereu. Iuda, hai să țin o predică. Țin la toți, poate mă înțelegi, dar n-a fost pentru mine. Îi dă credit fantastic. Gândiți-vă ce credit, să-l pui casier. Cine era mai potrivit decât Matei? Nimeni! Lucra la ANAF! Când ai unul de la ANAF, care numără bani, contabil, mai avem noi pe Miha Maga, rapid, în cap, cifre, s-a dus. Cinste. S-a gândit Matei, de ce nu mă pune pe mine, mă? Bă, vreau să te salvez. Marea dilema copiilor la noi din casă. Eu sunt bun, eu viu la biserică și tot pe ăla îl iubesc mai tare. Vreau să dau un semnal. El e mai bolnav, vreau să-l câștig. Tu nu înțelegi, frate mai mare sau frate mai mic. Că trebuie să-i dau lui vițelul. I-a dat bucățica primul, bucățica să dă la evrei, dacă citiți, oaspetului de seamă. Mă, Iuda, tu ești cel mai important aici la masa asta, acum că mâncă mielul pascal. Tu ești capul mesei. Tu ești eminența. Ție-ți dă să mănânci primul. Mănâncă. Nu înțelegi că te iubesc. Nu înțeleg. Băia bun, a venit pierdut, n-a stat la cină. Nu poți. De multe ori părtășia sfinților enervează.
bucuria lor enervează. A sărutat mai târziu fără să iubească. Tu ești învățător? Vi-l dau. Sărutul lui Iuda se numește de atunci. De câte ori n-ați primit un asemenea sărut? Îți poți scrie cărți? Voi, fiecare puteți scrie o carte de săruturi ale lui Iuda pe care l-ați primit în viață, nu? Îmi veți spune, pastore, dar e unul din 12, proporție acceptabilă, dacă din fiecare biserică pleacă unul din 12 sau unul Iuda, parcă celălalt 11 bea. Da, măi, să știi că aveți dreptate. Proporția atunci a fost extraordinar de frumoasă. Aproape unul din 12. S-o fi mulțit? Dar n-are importanță, sufletele nu-s cifre. Un Iuda sau mai mulți pierduți e același lucru și dacă ar firma unul singur. Că a fost cu noi și a mâncat cu noi și a ascultat predici cu noi. N-a stat joi seara la cină, nici duminică. Luni a fost, în schimb. O băga maioneză în el până că era să crape. Măi, dai de nost. Așa fac eu reclamă pe luni acum, că este ieșirile iarbă verde ale biserica. Vreau numai să înțelegeți că poți să fii de aici, să fii pierdută sau pierdut, să ai tot harul lui Dumnezeu peste tine, să nu iei cina și să pleci înapoi. Știți care a fost prima clamă? S-o spânzura nemernicul. Mă, indiferent ce faceți în viață, nu vă spânzurați. Știți de ce? Uitați-vă în ochii mei, l-ar fi iertat Hristos, da sau nu? Știți care a fost problema gravă a lui Iuda? Că atunci când Hristos primea primele cuie în mâini, a zis, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. S-a rugat și pentru Iuda, dar nu mai avea pentru cine te ruga, că se spânzurase. El, dacă mai stătea în viață, el era beneficiarul rugăciunii de pe cruce. Tată, iartă-i că nu știe ce-a făcut. Iartă-l pe Iuda că nu știe ce-a făcut. Să nu vă spânzurați niciodată. Hristos are iertare pentru toți. Indiferent ce păcate ați făcut, indiferent cât de nenorocită vi viața, indiferent cât de grea vi se pare povara asta, nu vă sinucideți. Păcatul lui Iuda a fost ăsta până la urmă, că n-a mai așteptat iertarea. Toți de aici pot avea iertare. Vă rog în numele lui Iisus Hristos. Asta trebuie să înțelegeți, adică, Doamne, nu vreau să fiu ca Iuda, ziceți după mine, Doamne, nu vreau să fiu ca Iuda. Nu vreau să vin pe drumul pierzării, să nu iau cina și să plec tot pe drumul pierzării. Nu vreau să fiu ca Iuda. Amin. 2. Drumul mândriei. Ați auzit de drumul ăla mândriei? Cocoșul galic. Petru. Doamne! Doar nu vrei să-mi speli mie picioarele. Ba da, ce Iisus Hristos. Zice, niciodată. Ce frumos să zici, Doamne, și niciodată. În aceeași propoziție. Sună fain? În aceeași propoziție să zici, Doamne, și niciodată, cum zic eu. Ios Petru. Mândru venit, a luat cina și mândru plecat. Iuda a venit schimbat, a venit pe drumul pierzării, n-a luat cina și s-a dus tot pe drumul pierzării. El a venit mândru, a luat cina Petru și a plecat tot mândruț. Putea să zic că cum a fost azima. Putea fi mai prăjit, Oleg. Dușmanul lui nu era Iuda. El n-avea treabă ca și Matei pe bani. Că zice la casier, că el nu știa număra. Peștii, dușmanii lui erau zebedeii, mama lor. Și rușinos pentru aia cu doi prunci, după aia doi călântăi, de 50 de ani. Mama 1,60 m, prunci 1,80 m. Ce vrei, mama? Să-i pui pe ei ministrii la Consiliul Județean. Indipostul, deva un deconcentrat, n-aș știu ce ăla până, am știu. Un deconcentrat de la unul din milioanele de români care lucrează, știți, sistemul ăsta, cel mai greoi sistem din lume. De pentru fiecare cerere trebuie să te duci de nu știu câte ori, la nu știu câte rânduri, ca să vezi o mută acră.
Bun. Dușmanii lui erau zebedeii. Păi eu stau lângă tine, eu vreau să fiu șeful bisericii catolice. Vreau să am... Măi, eu nu cred că ar fi plăcut cu catedrala asta, Sfântul Petru, e destul de urâțică. Eu am fost la Vatican să o văd de mai multe ori, de fiecare dată mi s-a părut urâțică. Bă, nu mi-ar fi plăcut-o nici lui. Bă, prea mare pentru mine. N-ai tu acolo zis-o și o corăbioară ceva, lăsați-o de catedrală. Bun, o vrut să fie șef, șef! Vrut să fie el primul. Să zică toată lumea, acum intră Marele Petru. Mă duc odată în Germania. Mă așteaptă pe aeroport. Eu am crezut că e biserica nouă. Mă, numele era destul de românesc. Trebuia să mă duc la o altă biserică, la Nicu Wagner, dar am zis că mă duc și la ea. Hai, frate, și la noi. Când mă duc, mi-am dat seama că era o biserică de rom. Dar băieți extraordinar. Excepțional, băieți. Oameni. Bun. Când ajung în aeroport, mă așteaptă unul dintre ei, limuzină mare. Merge des adevărat, m-am băgat, n-am mai văzut nimic în față, deci asta e cu mine. Nu merge cu mine 2 km, cam așa ceva, oprim într-o parcare. Pastor, zice, îți dau 1000 de euro, unge-mă și pe mine, pastor, zice, ce parcare asta. Erau niște tufișuri acolo, știți? Și am, îmi pare rău că n-am luat banii, știți? Măi! Puteam să-l ung cu joja, aveam joja. Știți, îl ungeam direct de la motor de 1000 de euro. Mă, voia să fie o leacă de păpic și el. Așa voia să fie, așa au apărut mama fiilor în ZVD. Ungi și pe ăștia o leacă. Să fie și unsuroșii Domnului. Avem un biserici, prin biserici de ei. Îi ungi în 5 minute, nu mai poți să te scapi după ei 50 de ani. Ia-i tot restul. Vieță înțepeniți. Ăștia nu pleacă și nu-i nici poți prinde, că sunt unsuroși. Să aleargă printre degete. Petru voia să fie mai pocăit decât Hristos. Tu îmi speli mie picioarele, zice. Păi, fratele meu, sunt alții care pot să o facă eventual. Zebedei, nu veniți să spălați picioarele! Vă mai aduceți aminte că s-a dus în curtea mare lui preot după Iisus Hristos ca să vadă sfârșitul lui Iisus? Și-a văzut sfârșitul lui. Iisus Hristos a răspuns în noaptea aceea la o singură întrebare. Tu ești Fiul Dumnezeu? Da, eu sunt. În rest nu mai răspund nicio întrebare. Petru a răspuns la mai multe întrebări. Îl cunoști? Nu. Îl cunoști? Nu. Îl cunoști? Nu. El tot răspundea la întrebări. Mă bleasteam că nu-l cunosc. Știți cine e Petru? Creștinii care se aprind repede și se sting la fel de repede. Focul de paie mândru. Cei care se rușinează în public de Hristos. Sunt o grămadă. O fugi de la Domnul. Mă, îl cunoști pe Iisus? Niciodată. Eu nu m-am dus acolo. Se dezic de tine în 30 de secunde și de biserica asta. Mai ales cum nu suntem în cult, cum vrea să se mărite, cum... Deci nu mai contează cine te-a botezat, nu mai contează cine... Ce-o dezis de tine? Nu. Știu. Îi cunosc, îi miros, atâți ani, ca Petru. Mândri vin, iau cina și nepocăiți pleacă. Știți care e primul lucru care l-a făcut Petru după ce a plecat de la cină? Haideți. Ce-a făcut? După ce a plecat de la cină, ziceți, uite. A tras un pui de somn, apoi așa. Trebuie să te culci pe ce vine la cină, ziceți-mi. Ce mai făcut? O tăia ureatea lui Malhuma. Când i-a tras una, dar după cap o tras. El nu ureate-o vrut să taie. După cap a vrut să dea, dar era noroc, norocul lui Malhu, că ăsta era pescar, nu soldat. Și-o dat pe lângă puțin, dar au zburat urete. Moșnițel tăvălit prin făină. Așa au fost urechea, au venit Iisus. Și ce-a zis? Bă, pocăiților, mai tăiază-i urechi la oameni multe, mă, de trebuie să lipesc toată ziua. Mare Domn, o luat urechea cea din praf, praf de două degete, pentru cei care au fost pe acolo. Am zis să-mi aducă și mie și praf. De la praf și pulbere era urechea și așa au pus-o Iisus. Mai țineți minte cum ne spălam pe mâini în pandemie? Așa făceam. O rămas, vă rog să mă credeți, o rămas duș cu pluta o grămadă de frați de-a noștri care se spală continuu pe mâini de atunci. Deci,
Nu zic în fiecare săptămână. De la două săptămâni am o 3-4 bucăți care dezinfectează clanțele la uși. Înțelegeți? Și au răni. Și ei și copiilor. De atunci și ia urechea de jos, tăvălită în făină, ca și cum făcea mama șnițele, știți? Praf. Și o pune contra normelor medicale, sanitare și ce mai sunt. Ăsta-i Dumnezeu, mă. Ăsta-i Dumnezeu. Să te duci de la cină și să stai urechea omului, mă. Dar nu te-o schimbat, aci. Nu v-ați schimbat. Nu a intrat Dumnezeu în voi. Nu-i Duhul Sfânt în voi. Cum l-ați părăsit în parcare? Cum ați tăiat o ureche atât de repede, în 5 minute după ce ați luat cina? Cum? Recapitulăm. Iuda a venit fără Dumnezeu, pe drumul pierzării, n-a luat cina. A ieșit afară, că era noapte, ce Ioan. Și a plecat fără el. Petru a venit mândru, a luat cina și a plecat-o neschimbat. Știți cât efect a avut împărtășania pentru Petru? Cât a avut și pentru Iuda? Nimic. Zero. Dar măcar l-a înostat. Duc. Ioan vine pe drumul ascultării. Cel de-al treilea drum pe care poți veni. El aude cum îi bate inima la Iisus. Ucenicul pe care îl iubea Iisus stătea la pieptul lui. El auzea cum bate inima Domnului. Mă, mai aproape de Domnul. Cât mai aproape de Domnul. De ce credeți că a strigat David? Nu mă lepăda de la fața. Eu am fost aici cu tine. Respirația ta, respirația mea, am fost aici cu tine. De ce te-ai depărtat? Din cauza păcatului, David. Din cauza lui Bașeba, David. Nu mă lepăda de la fața ta. Ioan aici era lângă Iisus. Și știți ce om bun. Se duce cu Iisus mai departe. El a mers cel mai departe dintre toți ucenicii cu Iisus, până a fugit și el, că ce-i drept. Toți suntem oameni. Dar el s-a dus până la marele preot, în curtea marelui preot. El s-a dus și mai încolo decât Petru, că Petru s-a oprit în curte, s-a dus mai încolo să vorbească, îl cunoștea poate pe marele preot, cum zic alți oameni. Mă, să punem o vorbă bună, că pui o vorbă bună, lăsați-l pe ăsta. Nu s-a dezis de Iisus, deși era periculos atunci să zici, tu n-ai fost, nu, pe Petru l-a prins. Ioan s-a dus cel mai mult. Ioan stă, aude o vorbă. Știți cine e Ioan în biserica noastră? El se împărtășește, dar el vine cu inima schimbată de afară pentru el împărtășarea. Împărtășania nu e altceva decât confirmarea faptului că e aproape de Domnul. Că ascultă ce zice Domnul. De aia s-au putut părinții noștri care au fost greco-catolici împărtăși împreună. Wumbrand împreună cu Richard Wumbrand, împreună cu alții. Cum spunea Țuțea, bă, într-o seară ne-am împărtășit că n-am avut cu ce, mă. Ne-am împărtășit cu niște zamă. Că doar nu vine în pușcărie. Nu vreați ca să vă... Vă dăm niște vin de împărtășanie. Ba da, experimentul Pitești. De ce a fost scandalul? Pentru cine eu știu zilele astea, nu știu ce firmă de parfumuri. O mărș a făcut în Pitești, nu? O zis, vă că vouă piteștenilor. S-a deschis un magazin, Sephora, mi se pare că a fost acolo. Și-a făcut o publicitate de doi bani, ca semn că toți capitaliștii, 90% sunt niște cretini. Vă că piteștenilor vă place în dungi. Făcând trecere la zăbrele. Mă, nenorociților de capitalism. Bă, umflaților, mă, de McDonald's. Bă, la Pitești s-a făcut cele mai urâte lucruri care pot să existe în viață. Vă rog frumos, citiți o carte Căpătâi și vă puneți sub cap. Experimentul Pitești, așa se numește. Am fost singurul popor din lume. Huțanu. Ăla, cum îl chema, Doamne? Că l-am văzut la București acum, cu V. Vișinescu, ceilalți care au fost acolo. Oameni buni. L-au bătut pe unul dintre preoții greco-catolici până a nebunit, Părintele Marin. Până nebunit. Apoi după aceea au luat fecale umane și au luat urină. Și-au zis pe preotul nebun de bătaie și-au zis luați sângele și trupul Domnului Iisus Hristos.
Am fost singurul. E bine să vă spun asta, ca să nu uitați. Am fost singur, nici rușii nu au făcut lucrul ăsta. Numai românii au făcut. Poporul drept credincios, că ăștia erau români toți torționari. Toți. Și pe aceea vine așa de la Sefora. Am auzit că vă place în dungi. Idioți. Ioan stătea lângă pieptul lui Iisus Hristos. Aici. Asta e drumul ascultării. Știți cine e Ioan în bisericile noastre? Sunt anonimii mai din biserica asta. Anonimii biserici care țin biserica asta în picioare. Anonimii. Ăia care spăla la colțuri, nu predică de la amvon, dar îi găsim pe la bolnavi, pe la săraci, pe șantiere. Frate, am și o mistrie, pot ajuta și eu. Apropo, sâmbătă la ora 3 fără un sfert, la Spitalul Județean, pregătim noi pachetele, voi numai să veniți cu zâmbetul ei. Să le duceți la oameni. La 3 fără un sfert, în parcarea Spitalului Județean. Așteptăm să fiți acolo. Anonimi, avem nevoie de voi. Ioan ăla care, mă, tace și face, nu zice nimic. Drumul ascultării nu e un drum, nu e un drum de față, dar merge până la capăt. El s-a dus cu Hristos până la capăt. El nu se teme. Ăsta nu se teme de Pilat. Ăsta nu se teme de Irod. Face treaba și atât. Ăștia sunt anonimi din biserică, care vin pe drumul ascultării și pleacă pe drumul ascultării. Nici dacă n-ar fi cina. E tot atât duh ar fi în ei. Cu cină sau fără cină. Vă rog să înțelegeți bine. Că vii plin de aici la cină. Nu poți pleca mai plin. Vii plin și pleci plin. Asta vreau să vă spun. De ce au putut să stea în pușcării fără să aibă cina? Și se spune tot Wurmbrand. Când n-am avut nici supă, vorba lui Țuțea. Zice Wurmbrand, m-am împărtășit. Vă rog, citiți într-una dintre cărțile lui. Cu Dumnezeu în subterană. Zice, am luat în Duhul. Că acum am zis, acum am înghit pâine. Acum am înghit vinul. Ați înțeles? Ăștia sioanii. Ăștia. Și ultimul care a venit pe drum a fost Iisus. Primul a avut drumul pierzării, al doilea a fost pe drumul mândriei, al treilea a venit pe drumul ascultării și al patrulea Iisus Hristos pe drumul cruci. Drumul cruci. Știți unde a câștigat Hristos bătălia? În Ghețimani, nu pe Golgota. Când a zis, facă-se. Băi, da. Fantastic. De aceea ne poate spune Pavel, liniște și nouă, să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Să aveți crucea întipărită în voi. Azi m-a apucat plânsul când am citit pentru predica din seara asta că Iisus avea în față Golgota și Ghețimania și Golgota, dar ieșit de la cină plângând, cântând. Să ai în față crucea, trădarea, să știi totul, că toți te părăsesc, toți l-au părăsit, și să pleci cântând. Exact cum te duce la citostatice, cântând. Exact cum ai scăpat din mâna soțului și să cânți. Așa mi-a spus unul, nu și-a săcut cu fata mea, cu nebunit. Eu o bat și a cântă. E greu cu crucea. S-a dus în fața tuturor și l-a întrebat, ești Fiul lui Dumnezeu? Da, sunt. Dacă ar fi prigoană și ne-ar întreba pe noi, ești Fiul lui Dumnezeu? Ești. Hristos ești. În al doilea război mondial, când nemții au prins un sat de partizani în Grecia, au fost.
venit o mamă cu 5 copii. Și nemții au mers și au spus să-și aleagă unul, că pe unul lasă în viață. Dilemă de mamă. Dilemă de mamă. Ca să se hotărească mai repede, au început să-i împuște. Pe care îl lăsă în viață. Lui Iisus a fost mai ușor o cruce și o lume întreagă. Și a putut să ne salveze pe toți. Mama aia n-a putut. Pentru că noi oamenii, noi nu putem mântui. E drumul care mergi singur pe el. Drumul crucii, când te-ai pocăit, adevărat, și te părăsesc toți. Pe drumul ăsta nu se merge așa după cap. Nu se merge... Drumul ăsta pierzi, pe ăsta se pierde pe drumul cruce. Pierzi prietenii, pierzi bani, pierzi funcție, pierzi o grămadă, pierzi dragostea celor de lângă tine, dacă te-or fi iubit vreodată. Scuipat, lovit, bătut, răstignit, priviți-l cum moare pe Golgota. Dar sus la Golgota pe cruce, pieptul, galantul străpuns, la tainica vremii răscruce, te așteaptă cu lacrimi sus. Nu-i disprețui moartea. Nu te mai văicări că e drumul greu. El a mers primul pe el. Cum venim și cum plecăm de la cină seara asta? Total neschimbați sau total schimbați? Ascultare și cruce. Sau cruce și ascultare. Sau cum vreți voi. Haideți să ridicăm în picioare. Avem pe masă, Doamne, pâine. Aleluia, Duhule Sfinte. Ești prezent? Prezent. Prin Duhul Tău ce sunt, Doamne Iisuse Hristoase, prefă pâinea aceasta în trupul Tău. Și cine se va împărtăși astăzi să primească har, binecuvântare, putere, biruință? Avem vin pe masă, prin Duhul Tău ce sunt, preferă în scump sângele Tău. Toți care se vor împărtăși în seara aceasta să primească puterea spre diavolului, biruință și iertare de păcate. Prin sângele Tău, prin sângele Tău și sângele Tău curățește de orice păcat. Binecuvântează pe cei ce se vor împărtăși și pe cei ce nu se vor împărtăși. Umpleți poporul cu Duhul Sfânt în seara asta. Avem ungerea bolnavilor cu undere lemn. Fă minuni. Am văzut mâinile tale găurite mai înainte. Plimbă-le pe aici prin biserică, că ai nevoie de ele. Ele trebuie să fie pe capul oamenilor. Te rog să ai milă de amărâții din biserică din seara asta. Te rog, fă minuni. Haideți să îi mulțumim. Euharistie înseamnă mulțumire. Noi ne ocupăm să frângem pâinea. Cei care se vor împărtăși când se termină rugăciunea, rămân în picioare. Luăm pâinea toți odată, vinul toți odată. Cei care nu se împărtășesc, rămân pe scaune. Dar pot să vină la ungere chiar dacă nu iau cina. Trebuie să vă analizați viața. Și dacă Domnul în seara aceasta vă dă libertate și o simțiți imediat, într-o clipă Duhul Sfânt vă dă libertate, stați în picioare. Nu contează cum ați venit. Contează cum plecați de aici. De la cine contează cum plecați. Aleluia. Ne rugăm cu toții Domnului. Nimeni bun, nimeni. Domnul Iisus e bun.